A lovit un pieton, apoi a fugit de la locul accidentului și spera să părăsească România fără să fie acuzat. Este vorba despre un șofer bulgar de 32 de ani care a fost prins la Vama Calafat după ce a lovit pe drumul Național 6 o femeie de 71 de ani. În loc să oprească și să sune la ambulanță, a dispărut în noapte. Polițiștii au demarat cercetări și au reușit să-l prindă pe șoferul fugar, care a fost adus la sediul IPJ pentru audieri. Accidentul s-a produs joi seara, în jurul orei 19, pe drumul Național 6. Femeia de 71 de ani a fost acroșată de un autovehicul și aruncată pe carosabil, după care șoferul a dispărut în noapte. Accidentul a fost observat de un polițist de frontieră care a oprit și a asigurat zona. Altfel, femeia ar fi fost la un pas să fie călcată de un autotren. Polițistul de frontieră a sunat și la 112 și a anunțat salvarea și echipajele de poliție rutieră care au ajuns la locul accidentului. Femeia a fost preluată de o ambulanță și transportată la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. Echipajul serviciului de ambulanță a intervenit la un accident rutier în localitatea Gura Văii, fiind luată o victimă de sex feminin, adusă la Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin cu traumatism craniocerebral și traumatism de membru superior drept. Se fac investigații și se așteaptă informații de la Spitalul Județean. Conștientă, stabilă hemodinamică, avea decât aceste traumatism la un hematom occipital și o fractură de humerus drept. Apoi polițiștii au început o cursă contra cronometru pentru prinderea șoferului fugar. Era exclusă varianta să nu fi sesizat că a lovit un om, mai ales că la locul accidentului au rămas componente din bara mașinii care s-a spart. Inițial, evenimentul rutier a fost înregistrat cu autor necunoscut. O femeie de 71 de ani a fost acreșată de un autovehicul al cărui conducător auto a părăsit locul accidentului fără încuvințarea organelor de poliție. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea poliției, polițiștii continuând verificările pentru identificarea conducătorului auto și stabilirea tuturor aspectelor care au condus la producerea acestui eveniment. Folosind informațiile pe care le-au pus cap la cap, polițiștii de la serviciul rutier au reușit în scurt timp să-l prindă pe autor înainte ca acesta să iasă din țară pe la Vama Calafat. La nivelul serviciului rutier, s-a format o echipă de cercetare care, în urma investigațiilor efectuate, au identificat autorul accidentului, acest fiind vorba despre un cetățean bulgar care se afla în punctul de trecere al frontierei de la Vama Calafat. Ce risc acum? În cauza s-a întâlnit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală și părăsirea locului accidentului. Se continuă cercetările pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului, urmând a fi dispuse măsuri în consecință. Bărbatul, care inițial nu a recunoscut accidentul, a fost dus la poliție pentru audieri, dar după ce i s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă, a fost lăsat să plece. Nu băuse, iar victima lui este în stare stabilă.